Intrată în serviciul activ în anul 1996, fregata Lafayette este prima dintr-o serie de 5 nave ultramoderne. Cu o lungime de 125 de metri, ea poate să acționeze autonom sau să fie integrată într-un grup aeronaval în misiuni care merg de la protejarea libertății pe mare la sprijinirea unei flote, care efectuează operațiuni de luptă speciale sau intervenții umanitare. Totul este automat, nava are 4 motoare diesel pentru propulsie și încă 3 motoare care produc curent electric. Motoarele care propulsează nava o pot face până la viteza de 25 de noduri marine. Vaporul produce apă dulce din apa de mare, ceea ce permite o autonomie mai mare. Fregata poate ataca alte nave de război datorită sistemului de rachete Exocet, însă la fel de bine se poate angaja și în lupte antiaeriene cu rachetele Crotale instalate la pupă. La bord se mai află un vast arsenal de autoapărare format din mitraliere 12,7 mm și tunuri de 20 de mm. Pentru autoapărare există un tun de 20 de mm, iar cele în alb reprezintă sistemul de contramăsuri. Este un sistem Draget. Radarul principal al vaporului și rachetele pe care le vedeți sunt rachete Exocet. Deasupra hangarului este un sistem de rachete Crotal. La bordul fregatei franceze se află și un elicopter Panther care îi crește raza de acțiune, dar și mai multe embarcațiuni rapide care pot fi trimise în cercetare în cazul unor nave suspecte. Lafayette este una dintre navele cel mai greu detectabile din marina franceză. La finalul escalei, fregata franceză va participa la un exercițiu destinat consolidării interoperabilității cu marina română. Vom efectua manevre de grup împreună cu două nave militare române, exerciții de schimb de informații și simulări de aprovizionare în mare. Până la ieșirea pe mare, marinarii francezi au participat la un turneu de fotbal în sală alături de colegii din Academia Navală. Iar dacă la alte capitole nu ne prea putem lăuda, la fotbal însă marinarii români i-au surclasat pe cei francezi.